Alice l-a chemat pe David, adică m-a sunat pe numărul de telefon al lui David, pentru că eu sunt David, iubitul fake al lui Alice, dar Alice ceea ce nu știe este că de fapt nu există niciun David până la urmă, dar fiți atenți care este faza. Eu trebuie să mă costumez acum, pentru că Alice m-a chemat într-un loc secret, adică nu știu unde vrea să mă duc, a zis că e un loc ceva de genul, habar n-am, ceva unde am mai fost cu niște prieteni, dar ei, habar n-am, nu știu, dar hai să ne costumăm acum și să vedem totuși unde vrea Alice să mergem, pentru că totuși să sperăm că o să ne duc într-un loc foarte, foarte interesant, pentru că astăzi chiar n-aveam chef absolut deloc, după cum puteți vedea, să mă costumez în David, dar ai, haide să vedem unde vrea Alice să ne ducă. Hai să intrăm până la baie, să ne uităm în oglindă, să vedem cum arătăm. Da, mă, da, uitați-vă, sunt transformat în David și asta este foarte bine. Hai să mergem acum după Alice, să vedem unde vrea ea să ne ducă. Totuși chiar sunt foarte interesat, chiar, nu știu, mi-a strânit așa o curiozitate foarte, foarte mare. Alice, unde ne aflăm aici? Unde m-ai adus? Ce e cu locul ăsta? Că mi se pare așa pustiu, nu prea e nimic pe aici, văd că sunt doar niște de-astea și o planetă acolo. Ce se întâmplă? Ce e locul ăsta, Alice? Mă, păi, dar eu nu-ți spun că e un secret, l-am aflat eu de la niște cunoștințe, dar dacă vrei să afli ce e, intră aici. Intră aici, păi și ce aici? Ia să vedem, ia și locul ăsta, care e faza cu el? Adică de ce m-ai adus după mine aici? Ți-am zis că trebuie să te uiți aici, să citești, da? Știi să citești? Alice, 2013, ia, 100 de lei? Bă, ce sunt cu ăștia aia și împartea asta? David, 100 de lei? Am primit 100 de lei, cine mi-a dat? Alice, tu-mi dai 100 de lei? Mersi, Alice, îți mulțumesc foarte mult. Bă, uite aici. Ce? Casa de iarnă de nob versus pro. Ce înseamnă asta? Adică, cum adică casa de iarnă de nob versus pro? Cine e nob, păi, cine e pro? Uite ce scrie. A, concurs de construit? Nu pot să cred, Alice, mie chiar îmi place concursul de construit. De unde știi treaba asta, mă, Alice? Unde știi tu treaba aceasta? Mă, păi, dar nu știi că eu pot să-ți citesc gândurile. A, ok, stai puțin, cum adică? Adică, hai să începem, stai puțin, deci casa de iarnă de nou versus propă și ce facem? Eu mă duc pe partea asta albastră, că eu sunt alb cu albastră, că sunt, uite, la mine sunt tot albastră, că mie îmi place albastră și pe partea aia de tu știu, adică? Eu. Bine, bine, pa, Alice, pa, așa, ei, alo, stai așa, că nu o să putem să urlăm aici, că uite cei pereți groși. Uite, ia aici o căscuță. Ce e asta? Cum adică căscuță? Pe și, adică dacă am asta în mână, pot să vorbesc cu tine, să mă auzi? Da, deci când ai asta în mână, vorbești cu mine și când nu, nu mai se aude. Păi hai să te stăm, fii atentă, prima oară mă duc să nu se audă, da? Ok, deci mă duc prima oară să nu se audă și după așa, deci fii atent, hai, acum nu se mai aude, mă mai auzi, Alice, mă mai auzi. Ok, deci nu mă întreb acesta, hai să începem. Deci Alice cred că vorbește cu casca de audio, nu știu care este faza cu căscuța aceasta, dar este foarte, foarte bine pentru că stăm în felul următor. Eu pot să vorbesc așa cu vocea mea normală, că nu pot să vorbesc mereu cu vocea lui David, că vă dați seama, n-am cum să vorbesc așa. Și o să vorbesc cu voi cu vocea normală atunci când pun pe căscuță, o să vorbesc cu Alice, de exemplu, acum. Alice, mă auzi? Am auzi? S-aude? Sau a ce? Dar merge cam greu, Alice, că nu prea te aud bine. Mă auzi că parcă merge cam greu, Alice. Mă, eu te aud, dar cred că e semnalul prost aici, ori e distanța mare. Ok, măcar ne auzim cât de cât. Ok, este foarte, foarte bine. Ok, Alice, stai că eu mă pun aici să construiesc și să te pui și tu. Da, cum adică casă de... spune și mie casă de iarnă de nu versus pro. Adică ce trebuie să facem? Adică faci o casă cu tematica de iarnă, ca și cum îți faci tu casa la Crăciun. Deci o să fac o casă frumoasă și o să fac mai multe chestii, adică să fac și copaci și prin afară și mai multe chestii de-astea, de zăpadă, multe? Da, faci de toate. Mulțumesc, ok, este foarte, foarte tare. Ok, Alice, eu o să mă pun aici să fac eu aici. Tu dacă mai ceva de spus, e căscuța, dacă eu nu o să mai stau cu căscuța, adică nu cred că o să mă mai auzi, ok? Da, bine. Ok, este foarte, foarte bine acum, nu o mai aud, deci ce este bine? Vedem că căscuța aceasta, într-un fel merge, într-un fel nu merge, am făcut și o cacofonie, dar nu mai contează treaba aceasta, dar fiți atenți, acum Alice a zis că trebuie să facem o casă de iarnă de nu versus pro. Ei bine, am înțeles, cred că este doar o rundă, dar asta vreau să o întreb acum dacă este doar o rundă, pentru că știu că în mod normal noi la nu versus pro trebuia să facem o rundă în care facem o casă mai de nub mai mică și una de pro, dar trebuie să întreb acum să vedem. Alice, mă mai auzi, merge căscuța, merge? 10, 11, 12, da, ce? Vreau să te întreb ceva, dar noi facem o singură casă, că scrie acolo de nub versus pro, nu sunt două runde? Păi, ba da, o casă de nub și una de pro. Păi și acum ce faci, mai de nub? Acum da. Ok, deci trebuie să fac ceva mai mic, așa, mai urțel, nu? Da, eu am uitat. Stai, Alice, mă auzi că nu, cred că tot sunt căscuță la o parte puțin, nu știu dacă s-auzi, mă auzi? Da, te aud, păi, t-am auzit așa mai întrerupt, probabil că are delay, dar chestia e că eu am uitat că
că trebuia mai micuț și am făcut vilă. Ah, deci te-ai apucat, păi fii atent, hai să facem prima oară. De fapt, nu, lasă pe aia, sau nu știu, hai să facem o singură rundă mai bine. Ce zici? Că cred că o să dureze foarte mult, o să le... Sau putem să facem ambele runde într-o rundă, ce spui? M-au înțeles? Da, te aud, eu zic da, să facem așa. Deci le facem pe ambele într-o rundă, da? Da. Ok, bine, Alice, hai că eu mă apuc să fac aici, că deja am stat foarte mult timp și tu te-ai apucat, Alice, n-am făcut absolut nimic până acum. Bravo, să ții tot așa. Da, mulțumesc, da, nici atât. Ok, deci acum este foarte, foarte bine, nu mai vorbesc, am văzut căscuța aceasta care este fasa, acum trebuie să facem, am înțeles că o să facem ambele runde, adică într-o rundă și la final o să dăm runde, o să dăm note, practic, și eu zic, într-un fel e mai ok așa, dar trebuie să ne axăm. Prima oară să facem o casă de nub, care o să fie ceva foarte, foarte ușor, vreau să fac în partea aceasta, pentru că nu vreau să ocup foarte mult spațiu, pentru că în partea aceasta vreau să fac ceva mai mare, nu știu exact ce am în plan, dar am niște chestii super, super tari să fac cu pădure, cu asta, cu zăpadă, cu mai multe chestii super, super tari, încă nu vă zic, hai să facem prima oară pe asta de nub, după ne apucăm de aia de pro și la final vedem ce am făcut și eu, ce a făcut și Alice, și chiar sunt curios ce părere are Alice de cum ar construi David, dar este bine că faza este că David nu prea există, adică sunt eu și Alice nu știe treaba asta, sper totuși să nu-și dea seama că probabil o să fie în stilul meu construcțiile și sperăm că nu-și dă seama, dar nu o să-și dea seama, în fine, hai să ne apucăm de construit, trebuie să-mi iau câteva materiale și să-i dăm drumul la prima casă de nub de iarnă. Și apropo, scrieți acolo în comentarii cu cine țineți, dacă țineți cu mine, adică cu David, practic nu cu mine, că aici este David, dar știți că sunt eu, sau cu Alice, scrieți voi acolo în comentarii și cine credeți că a făcut mai frumos. Vedeți la final, după ce vă arăt în construcțiile, scrieți acolo în comentarii cine a făcut mai frumos aia de nub și cine a făcut mai frumos la cea de pro. Bun, gata, am ales câteva materiale. Aici vedem, asta este asta de nub. Vreau să fac ceva de genul, ca și cum vedeți, dacă fac eu treaba aceasta și pun așa, se pune blocul ăsta așa și arată super, super tare. Vreau să facem aici ceva de genul o platformă de asta, așa, ca și cum ar fi o căsuță pe munte, pe o platformă din aceasta. Și vreau să facem aici de nub. Adică, bă, ideea asta cu platforma pe o stâncă, pe ceva de genul, nu știu, pe platforma aceasta. Cred că o să aplic și la partea cealaltă în care eu o să fac, de fapt, o să fac o casă de iarnă, dar de pro și cred că o să fac tot așa pe o platformă, dar ceva mai mare și mai șmecher. Adică asta este de nou, nu trebuie să fie ceva foarte, foarte mare, dar o să vedem cum o să facem. Ne apucăm aici, fac tip til tip til bam 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 toate chestiile astea, umplu aici și după ne apucăm foarte, foarte frumos să construim aici. Hai să mai vorbim cu Alice de ce face totuși, că chiar sunt curios. Hai să iau căscuța acum și să-i dăm drumul la vorbă. Alice, m-auzi? S-aude căscuța? S-aude? S-aude ce? Da, s-aude, s-aude puțin așa, dar în fine. Eu m-am apucat de făcut aici, fac o mică platformă și după mă apuc să fac casa. Tu ce faci? Te descurci acolo? Eu da, sigur că mă descurc, cum să n-o fac aici. Mamă, ce urât îmi iese. E foarte frumos. A, e foarte frumos? Păi de ce ai spus că este urât? Ce? Dar n-am zis asta, mamă. Nu, nu, hai să ne vedem acolo. A, păi da, treabă. Vezi că ai folosit căscuța. Te aud normal, Alex, dacă ai folosit căscuța. Uita că ai căscuța. Arunc căscuța. Ok, deci Alex a zis că arunca căscuța. În fine, în fine, ok, a fost foarte, foarte ciudată chestia aceasta, dar a fost foarte comică. Ok, acum vreau să mă apuc, mamă, deci mi-a venit deja o idee, dar o păstrez pentru casa aceea. Acum facem o casă de nub, pentru că asta este treaba. Noi trebuie să facem o casă de nub, nu trebuie să facem altceva. Și îmi venise o idee, frate, dar nu, că n-am ce să fac dacă facem casă de nub, ca așa am spus. În fine, mă apuc aici foarte, foarte frumos să fac, control la casa aceasta. O să fie ceva mic, nu o să fie ceva mare, pentru că v-am spus, vă repet încă o dată, este o casă de nub, nu trebuie să fie ceva foarte, foarte wow, dar o să fie cât de cât decent, așa, nu știu, chiar nu știu ce să zic. Hai să vedem aici cum o să fac eu treburile astea pe aici. Bă, eu cred că o să iasă totuși ceva șmecher, chiar am încredere că o să iasă ceva șmecher, dar hai să vedem. Punem astea aici, punem astea fix aici tot așa. Bă, dar aici mă gândeam să fac, cred că îmi trebuie niște stairs-uri, dar le iau pe acestea. Hai să iau de fapt din acestea acasă, de aia la fel cum ar veni. Practic foarte frumos, aici trebuie să punem ușița. Ușa asta practic nu prea așa de nub, dar oricum casa să fie de nub, deci nu o să reflecte prea multe chestii. Și da, uitați, deci chiar e casă de nub. Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, dar nu, asta e casă de nub, adică este foarte, foarte mică, dar da. O să termin casa aceasta, o să termin aici foarte frumos și după, de fapt, da, nu pot să fac acum pentru că am uitat ce a spus Alice, deci o să pun, fiți atenți, înainte de toate, o să pun aici cu fensură, să facem foarte, foarte frumos în loc de geam. Pălină de noroi casca asta. Mă, Alice, ce Alice, ce spus, ai spus ceva? Da, am găsit căscuța, am aruncat într-o baltă de noroi și acum ai... Da, parcă s-au de ceva din noroi, în fine, ok, Alice, eu deja mai... Aici, că n-am nimica pentru voi, huși? Ok, Alice, fii atent, eu mă apuc aici, eu mai am foarte puțin, tu mai ai de făcut acolo, mai durează mult? Adică la prima aia de nub, ai terminat-o sau te-ai apucat de aia de pro? Eu, păi am început cu aia de pro. A,
am uitat. Ok. Eu mai am puțin la asta de nob și după fac și pe aia de proalis. Chiar am o idee genială, sincer, nu știu. Adică chiar nu știu cum construiești și nici nu știu cum construiesc, dar chiar sunt curios ce părere o să ai de ce o să fac eu aici. Deci da, ok, vedem că Alice nu ne mai răspunde, cred că a lăsat iar căscuța. Ok, hai să ne apucăm noi aici, să stăm noi la treburile noastre aici foarte, foarte frumos. Facem așa cam aici ceva de genul. De fapt, nu o să fac asta pentru că asta deja o dau astea de pro cum ar veni. Dacă am zis că e de noob, facem de noob până la capăt și cred că o să o las sincer totuși așa. Este de noob, am zis că este de noob, o las așa, arată cât de cât ok, bă, mai mult, dar nu cred că am ce să fac, sincer. Dacă intrăm aici înăuntru, cred că trebuie să pun un pat și cam atât, nu știu ce o să mai pun. Punem un pat clasic, roșu, cum ar veni, Minecraft, facem de noob până la capăt, cum ar veni. Punem un crafting aici și mai punem un chest și cam asta cred că o să fie totul cu ce am făcut noi aici. Și să vedem, ok, deci punem crafting-ul, hai că-l punem aici, chest-ul aici și lăsăm cam atât. Hai să mai punem și un furnal, că totuși, na, să fie complet, pachetul complet până la urmă. Facem aici foarte, foarte frumos, punem furnalul în partea aceasta și eu zic că atâta este foarte, foarte ok. Stai să facem asta aici, să fie mai puțin mai realistic, mai ok. Și da, cam asta este casa de pro, de noob, pardon, bine, dacă era asta de pro, cred că eram deja dus de mult, nici nu mai avea rău să mai particip, dar da, asta este casa de noob, nu trebuia să fac ceva mai rău, dar și da, adică ceva mai șmecher, dar nu trebuia să fac, sincer, pentru că este de noob. Și acum trebuie să mă apuc de cea de pro, pentru că încă nu vedem casele de noob, o să le vedem pe toate odată și să sperăm că o să fac ceva foarte, foarte șmecher în așa fel încât să o bat pe Alice, pentru că știți că într-un fel o batem și așa, dar chiar sunt curios cum o să reacționeze dacă o să câștige David, chiar sunt curios de treaba aceasta. Scrieți și voi acolo în comentarii cum credeți că o să reacționeze. Bun, deja m-am apucat aici de casa de iarnă de pro și anume prima oară încă n-am făcut casa după cum puteți vedea, dar am făcut aici platforma, cred că trebuia să fac puțin mai mare, dar o să fac eu ceva de genul super, super tare, ca și cum ar fi, o să vedeți, nu vă mai dau foarte multe detalii, că nici eu nu știu exact, dar am un plan foarte, foarte genial, chiar dacă vedeți aici foarte, foarte mică, n-ar trebui să fie foarte mare casa, dar o să fac eu în așa fel încât o să fie cât de cât bine. Dar, fiți atent, hai să vedem, deci avem aici o mică fântână, bine, ne fântână, asta este un izvor, cum se mai numește, că nici nu mai știu cum se mai numește ăsta, gen, e o cascadă, așa, că nu mai știam, dintr-un munte, izvorește, cum ar veni, practic, avem aici chestia asta, avem pe aici, este înghețată, vedeți că dacă este iarna, a înghețat, practic, apa, pe aici mai e apă cârgotare care a mai rămas, că vă dați seama că nu îngheață exact chiar tot, și vedem că avem zăpadă pe aici, să mai punem mai multă zăpadă prin jur, o să facem mai mult, dar acum trebuie să ne apucăm de casă, și după aceea o să facem și restul, să arate cât mai bine designul și toate lucrurile de genul, și trebuie să ne alegem câteva materiale pe care eu încă le am aici, de să le pun pe aici, să vedem foarte, foarte frumos. Eu fac pe cineva acolo, uitați-vă puțin la Alice, mamă, de ce bine, de s-a teleportat, e bine, ok, deci este bine, totuși că nu mă aude, că n-a venit foarte aproape, că dacă venea aproape m-auzea pe mine cu vocea asta, dar haideți să ne continuăm noi aici treaba, să luăm materialele astea cu care noi să ne apucăm să facem aici foarte frumos casa și să vedem ce o să ne iasă, dacă o să ne iasă bine, așa cum cred eu că o să ne iasă, pentru că vă dați seama că okay, o să ne iasă bine, așa, trebuie să fim pozitiv până la capăt și hai să ne apucăm aici, o să fac eu așa o schiță, un model, să vedem dacă îmi iese ceva, sper să-mi iasă ceva foarte, foarte bine, așa cum am în plan, practic, nu mai stau să mai vorbesc, că o să vedeți imediat după. Mamă, s-a că lăsat frigul afară și vedeți, mamă mea, mă, bine că mi-am făcut aici campfire-ul ăsta, adică mi-am făcut aici, foarte frumos, șemineu acesta foarte frumos, stăm aici la sobă, la șemine, la toate chestiile astea de gen, deci da, vedeți că am făcut aici casa, încă nu v-am arătat-o, cam așa arată din interior, încă nu e gata, am făcut o formă ceva mai ciudățică, pentru că am zis, bă, haideți să facem o formă, să facem ceva mai, însă nu facem ceva basic, să facem ceva random, ce o să ne iasă, poate să ne iasă ceva bine, păi și eu zic că arată cât de cât ok, momentan am făcut aici chestia aceasta, vedeți cam așa arată foarte, foarte ok, mi se pare ok, nu mi se pare foarte, foarte rău, și dacă ieșim afară, deci cam așa arată, pe aici este intrarea și cam așa arată casa, vedeți, în partea aceasta, nu știu, este o formă, poate să fie ceva mai ciudat, nu știu, habar n-am, încă n-am terminat totul, după cum puteți vedea aici, trebuie să fac, ok, deci partea asta vedem că vine cam așa, ok, și pe aici punem așa foarte, foarte frumos, ca și cum iese focul de deasupra de aici, foarte frumos, și cam așa o să fie fumul, cred că o să mai fac eu niște chestii, hai să facem asta așa, cred că ar da mai bine așa, cred că asta ar trebui să fac, foarte, foarte frumos, și da, bă, eu zic că arată cât de cât decent, arată, chiar arată ok, chiar arată ok, nu mi se pare, uitați-vă puțin la Alice cum stă în partea aia acolo, ok, deci da, nu ce să mai zic, uitați-vă la Alice cum trișează, stați puțin că mă dure pe de-alea. Alice, ce faci aici? Alice, vezi că am căscuța, mă auzi, știu că mă, ok, deci vedem că am văzut ce a făcut Alice, din păcate, adică, până la urmă, e vina ei, dar haideți să vedem că probabil încă n-a terminat, cred că încă n-a terminat, dar da, eu am făcut treaba aceasta aici, apoi arată ok, chiar arată ok, nu știu ce o să mai fac, o să trebuiască să termin interiorul. După tine, bă, ce tot stau atâta după tine, hai odată. Mă, Alice, cum adică tu vrei să te uiți la mine, ce faci așa, vezi că am văzut și la tine, dar cred că n-ai terminat, sper că n-ai terminat, Alice, că, adică dacă ai fi terminat. Păi, am terminat, adică, hai mai rapid, păi, că de-așa cu știi. Păi, de-așa puțin, am văzut-o la mă, Alice.
spune-mi, te rog, că n-ai terminat, că sper, deși am văzut acolo când am venit spre tine, Alex, dar de ce te uiți la mine, da chiar? Dar nu mă uit, bă, vin aici acasă, ca să începem, nu, că ai terminat, hai, că am terminat. N-am terminat, mai am de făcut cupaj, mai am de făcut interior, mai am de făcut o groază, ai terminat și tu acolo, Alex, că știu sigur că n-ai terminat, că nu cred că l-ar fi fost tot în final, Alex, eu mă bag aici, n-o să te mai aud, pa, pa. Mamă, deci am văzut construcțiile lui Alex, ok, bine, n-am văzut foarte, foarte mult, că nu m-am uitat acolo, ca lumea, am văzut acolo ceva din afară, nu cred că a terminat, sincer, cred că face ea troll, dar în fine, hai să vedem, deci cam așa arată, bă, într-un fel eu zic că e ok, chiar arată cât de cât ok, este o formă mai ciudățică, dar eu zic că e o formă grozavă, ceva, ce, adică nu o să facem ceva normal, basic, am făcut ceva mai neobișnuit, cum ar veni, o să mai fac niște copaci, o să fac mai multe chestii, dar acum vreau să mă ocup de interior, să fac interiorul cum așa cum trebuie, practic, și după facem și exteriorul, să vedem ce o să mai facem pe acolo, bă, eu zic că o să arate genial, chiar sunt curios cum o să fie și o să fiu mândru 100% de proiectul final. Bun, gata, am terminat și interiorul, cred că acesta o să fie, nu cred că o să fac mai multe chestii, eu zic că este de ajuns, cam așa arată partea aceasta și partea aceasta, eu zic că e de ajuns, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă trebuia să mai adaug ceva, eu zic că arată ok și am terminat practic casa, acum vreau să mă mai ocup de exterior, să mai pun niște copaci pe aici, să mai fac niște design așa foarte, foarte frumos și cred că după o să fie gata, nu cred că ar trebui să mă străduiesc prea mult pentru că până la urmă știți că o să bat orice ar fi, adică nu știu de ce mă chinui, am văzut acolo puțin, nu cred că a făcut ceva, cine știe ce, bine, nu, poate n-am văzut eu bine și poate a făcut mai mișto sau poate a fost așa la derută ca să creadă că o să facă ce, că o să facă, ca să cred eu de fapt că o să facă ceva mai nașpa așa și de fapt cine știe acum ce o să facă Alice, cât timp eu încă n-am terminat, asta este treaba, o să aibă cât mai mult timp, deci vedem că pe aici pe sus am făcut și ăsta, da, nu mai am nimic de făcut, trebuie să mai fac exteriorul și cam atât, hai revenim după aceea și stai puțin, hai să mai întreb și pe Alice, chiar sunt curios ce face ea pe acolo, dacă am mai făcut ea ceva, chiar sunt curios. Alo, Alice, mă auzi, Alice, sau de căscuța, merge? De ce? Ai terminat, gata, eu, adică n-am terminat, mai am de făcut exteriorul, am făcut interiorul la casă și mai am în exterior, tu mai ai ceva de făcut? Eu nu am terminat, hai, e mai rapid, hai. Bine, gata, imediat. Bun, pot să zic că am terminat, chiar am terminat, gata, nu mai fac absolut nimic și vă arăt în 3, 2, 1, deci cam așa arată, vedeți, am făcut aici o mini pădurici, așa, avem o pădure pe aici foarte, foarte frumos, vedem că avem zăpadă pe aici din jur împrejur și pe copaci, pe toate chestiile acestea, păi eu zic că nu trebuia să mă străduiesc mai mult, atât, hai să mai punem pe aici zăpadă foarte, foarte frumos în partea aceasta și cam atât o să fie și pe ăsta și pe ăsta aici foarte, foarte frumos și da, deci cam atât o să fie, nu o să mai fac absolut nimic, arunc zăpada asta, ok, deci așa arată din jur împrejur, după cum puteți vedea, dați voi acolo o notă în comentarii, după părerea voastră, ce credeți, cum arată asta, mie mi se pare cât de cât ok, nu puteam să facă mai rău de atât, adică, bă, eu zic că nu trebuia să mă străduiesc mai mult de atât, pentru că Alice nu cred că o să facă ceva și mai de atât, adică gândiți-vă pe bune, logic, așa dacă o luăm și da, cam așa arată, nu mai stăm mult la discuții, hai să mergem la Alice să vorbim că... Bă, eu aveam... Sper că nu aveam căscuța de la început, că aveam căscuța în mână, sper că nu m-a auzit totuși Alice, cred că am pus din greșeală acum spre sfârșit, bine, sper că nu m-a auzit, deci nu m-a auzit, vedem că nu vorbește, ok, haideți să vorbim cu Alice să vedem ce face și să dăm acum note, să mergem să vedem ce a făcut și ea și să vedem, scrie și voi acolo în comentarii ce note ne dați. Alo, Alice, mă auzi? S-aude căscuța, merge? Hai rapid aici că te aștept deja de jumătate de an, mai că plecam acasă. Nu, Alice, stai puțin, hai, ești la jumătate aici. Aaa, deși ești aici, am înțeles. Așa, hai că nu mai trebuie să mai vorbim prin căscuță, deși fii atent, Alice. Mergem la... da, deci mi-e la mine, ok, am înțeles, stai puțin că mai țin căscuța, că mai pleci așa departe. În fine, Alice, fii atentă, asta este casa de pro, de noob, pardon, de noob, nu de pro. Asta este casa de noob, nu trebuia să fac ceva mai rău, dar tot eu ce părere ai de chestia asta? Uite-te aici, puțin intră în interior, se zice frumos. Ce asta? Spune-mi tu, mi-ai făcut un frigider mai mare? Ce e asta? Păi e o casă de nub, nu așa arată o casă de nub. E un frigider ăsta, numai că e din lemn. A, păi nu așa arată? În fine, Alisa, ce rot e de așa la casa asta de nub? Adică nu m-am chinuit prea mult pentru că n-avea rost. 7. Mulțumesc. Și fii atent, aici este casa de pro și vedem că avem totul pe aici din jur împrejur foarte, foarte frumos. Deci ce părere ai? Uite-te așa. Bă, cam puțin, nu știu, eu am un perete prin, nu mă audeaz. Dar nu, e urât așa, nu, așa, da, urât, da, ia să vedem cum e pe har. Ma, păi nu mai în zăpadă calci, ce urât, așa, păi da, și ce avem pe aici, un horn, așa, ma, ce urât. Păi da, nu e de iarnă, Alice, nu e de iarnă, ce, nu ți se pare că e de iarnă, nu trebuia să fie zăpadă sau ce? Da, bine, stai, că nu-i gata, uite-te aici, cascada asta, tu n-ai văzut cascada, uite cât de frumos arată, Alice. Da, zici că e
Nu știu. E înghețată, da, pentru că a înghețat, a înghețat apa, că e iarna, Alice, și uite copacii, așa cam așa arată. Deci, ce rău te dai, tu ce vezi aici, ce rău te dai, ce rău te dai, Alice, mă auzi, ce rău te dai? 7.5. Cât? 7.5. E mai ok, Alice, dar totuși, nu știu, hai să vedem ce ai făcut tu, totuși hai să mergem și la tine și... Păi haide, că imediat îmi dai 10 numai când vezi. Bine, adică... ce sunt astea, mă, astea sunt, Alice, unde ești, Alice, aici, bună, Alice, ce faci? Ia, uite, intră, ia să vezi, uite ce fain, deci ai aici două paturi, uite, ai aici absolut tot ce-ți trebuie, păi da, și ai și geam, ai și geam. Păi nu, că văd că nu e geam, aici da, stai puțin, eu am făcut... Păi e geam, e fereastră. Alice, dar tu n-ai furnal, n-ai multe chestii aici, eu în casa aia mică am putut să pun multe chestii. Asta văd aici, hai, da, dai 10, bine, 10. Oricum, e de... la următoarea. Stai puțin, da, stau 10, Alice, normal, ție, cum să nu stau 10, Alice, sunt iubitul tău, până la urmă, adică și tu trebuie să ne arătă mai mare. Da, bine, hai, uite, intră, poți să intri și pe aici, și pe aici. Mă, puțin, asta, am zis că facem casă de iarnă, nu, aici mai chemăm la casă de iarnă? Păi, ba da. Păi și unde acoperișul? Nu ți-e frig? Păi, nu mi-e frigă, uite câte sobe am. Mamă, da, bă, ai dreptate, bă, da, nu știu, Alice, e prea gol, Alice, nu știu, nu mi se pare foarte, foarte, foarte tare. Alice, mă așteptam să construiești... Bă, îmi dai 10, ai auzit, îmi dai 10! Păi, oricum, îți dăm 10, Alice, la o fată ca tine, cum să nu-i dau 10, Alice? Bă, păi, așa trebuie să faci, că dacă te prind că dai mai puțin, uite, bă, uite, ce să faci? Da, nebunit, Alice, ca de fiecare dată scrieți acolo în comentarii, totuși, ce notă dați la construcțiile noastre, cine credeți că merită să câștige? Practic, bă, vă dați seama, adică ce am făcut eu pe lângă Alice nu se compară, dar în fine, cam atât a fost. Scrieți acolo în comentarii dacă vreți să facem și cu Darusel casă de iarnă, chiar sunt curios de părerea voastră. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.